Elevul învață la Liceul Tehnologic din localitatea Mărăcine din Argeș. Acesta întârzia frecvent la ora de matematică, ceea ce l-a făcut pe profesor să nu-l mai primească la oră. A urmat o ceartă care a culminat cu amenințarea cu moartea la adresa profesorului. Eu am intrat la oră, a rămas cu doamna director, unde tot așa a ridicat glasul, s-a adresat cum s-a adresat dumnei, a intrat la oră, m-a înjurat pe mine din nou și am fost amenințat cu moartea. În urma incidentului, dar și anterior, elevul a stat de vorbă cu psihologul școlii. Sunt multe motive pentru care un copil poate fi frustrat. Consider că nu a avut un motiv rațional de a fi frustrat. Din punct de vedere procedural, la școală, conducerea școlii a luat în discuție această gravă problemă. La nivelul unității școlare, deja am întrunit Consiliul Profesoral al Clasei și Comisia de Violență. Am întrunit pentru a se lua măsurile necesare. Am înștiințat inspectoratul cu privire la acest eveniment neplăcut. Elevul respectiv este de regulă recalcitrant cu toată lumea, spun cei care îl cunosc. Sunt colege care se tem pentru el. Deci nu trebuie să ascundem. Se tem, au avut probleme colegele noastre? Nu, dar se tem de el. Pentru că este un copil care a făcut sport de performanță. După înregistrarea incidentului la poliție, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Tânărul ar fi adresat cuvinte jignitoare și amenințări cu acte de violență unui cadru didactic. În cursul zilei de ieri, după administrarea probatoriului, tânărul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Elevul a fost eliberat și va fi cercetat în stare de libertate.